Municipiul Călăraș va fi gazda competiției de kickboxing Coloseum. Pe 28 iunie, în sala polivalentă din Călăraș, vor avea loc 10 meciuri. Printre participanți vor fi Cosmin Ionescu și Ionut Spitbull Atodiresei, care, de altfel, au fost prezenți recent la Călăraș. Bună ziua, bine v-am găsit! Sunt pentru prima dată în Călăraș și, bineînțeles, voi lupta pentru prima dată în fața publicului din Călăraș. Nu vor veni doar oameni din Călăraș la gală, vor veni și din București și de peste tot din țară. Practic kickboxing din 1996, de 23 de ani mai exact, am crescut în sală, am copilărit în sală. M-am apucat la vârsta de 13 ani. Acum a venit momentul să mă retrag. Acesta este penultimul meu meci, care îl voi susține în Călăraș, pe 28 iunie, în fața dumneavoastră și în fața publicului din Călăraș și totodată cei care ne vor urmări pe DigiSport 2 și cei din străinătate pe Fightbox, care ne vor vedea în 4 continente și peste 45 de țări. Sunt foarte bucuros să lupt aici, sunt pregătit. M-am lansat, să spunem așa, agresiv ca un pitbull. Comentatorii de la televiziunea unde luptam atunci m-au poreclit pitbull, pentru că eram foarte agresiv în toate acțiunile mele și în luptele mele. Vreau să închei cariera la fel ca un pitbull, să ofer un spectacol total publicului, să fiu la fel de agresiv cum am început. De regulă se spune că orice cal de cursă ajunge o gloabă până la urmă. Eu voi dovedi contrarul, pentru că mă voi retrage în glorie. Trebuie să îmi spulber ultimii doi adversari, nici nu-mi imaginez să pierd aceste două lupte. Cu toate că am un adversar foarte dificil, acest georgian, are 28-7, asta înseamnă 28 de victorii, 7 înfrângeri la profesioniști, are un palmares destul de impresionant. Îmi pregătesc și meciul de retragere pe data de 20 iulie la Fălticeni, pentru că eu sunt născut și crescut în Fălticeni, mai exact în nordul Moldovei, 25 de km de Suceava, în județul Suceava este situat Fălticeniu. Am copilărit o bună parte din viața mea acolo, am crescut acolo, sunt foarte atașat de acel oraș și de acei oameni din el. Și voi susține meciul de retragere acasă, pe stadion, în fața lor mei, să spunem așa, unde cu siguranță va fi o confruntare dificilă. Eu vă mulțumesc tuturor care v-ați implicat în organizarea acestor eveniment și țin să mulțumesc tuturor care vor fi prezenți în sală. Cu siguranță va fi un eveniment reușit și nu s-a mai văzut așa ceva în Călăraș până acum. Sunt sigur că sala va fi arhiplină până la refuz, tocmai din cauza asta, pentru că nu s-a întâmplat treaba asta până acum în Călăraș și poate le deschidem ușor apetitul și celor din Călăraș și poate sunt foști boxeri sau din alte sporturi de contact care vor să deschidă o școală de kickbox și de ce nu să meargă orașul Călăraș mai departe în sporturile de contact. Vă mulțumesc că am fost Ionut Spitbull Atodiresei și vreau să fiți lângă mine la penultimul meu meci din viața și din cariera mea. Bună ziua, prieteni! Vreau să mulțumesc pentru prezența la conferința de presă și în special vreau să-i mulțumesc domnului promotor Gabriel Georgescu pentru ocazia care mi-a oferit să lupt în main eventul acestei gale. Voi pune centura în joc în fața unui oponent de origine sârbă și va fi un meci foarte, foarte tare. Vreau să încerc să termin înainte de limită și vă așteptăm un număr cât mai mare să se susțină la sala polivalentă din Călăraș.